Iată-ne la începutul acestei noi serii de mesaje. Am devenit atât de preocupați ca biserici, în general, de păcatele mari ale societății, încât am pierdut din vedere păcatele rafinate ale sfinților. Am ajuns la concluzia aceasta în ultimii ani de viață. Vedem păcatele acelea mari și urâte și care ne sunt aruncate în față. Se schimbă legi. Imoralitatea este legalizată în fel și chip. Le știm, le trăim, ne irită. Și în toată această preocupare pentru marile păcate ale societății, subtil, ușor, anumite păcate rafinate ale sfinților își fac culcuș în noi. Până la urmă, viciile de obicei se furișează înăuntrul nostru sub masca virtuților. Până la urmă, orice păcat, fiecare păcat, oricât de respectabil ar părea, este o fisură de caracter, o denaturare a binelui, o întristare a Duhului, o moarte a sufletului. Vom intra și ne vom uita la câteva din aceste păcate subtile, rafinate, pe care foarte ușor le putem masca sub o fațadă rezonabilă. Dar înainte de a intra în subiectul de astăzi, vreau să așezăm lucrurile foarte clar. Aș vrea să plecăm de la acest mare adevăr pe care trebuie să-l înțelegem, și anume, lucrarea sau misiunea Domnului Iisus este de răscumpărare și de transformare. Aceste două cuvinte sunt cheie. Prea multă lume crede, ajunge la convingerea sau la cunoștința selectivă că lucrarea Domnului Iisus Hristos este una de răscumpărare doar. Un soi de a venit, a murit pentru noi ca să ne scoată din păcat, să ne salveze, să ne ofere mântuirea, ne-a răscumpărat și lucrarea s-a încheiat. Nu e așa. Lucrarea Domnului Iisus Hristos este atât de răscumpărare, cât și de transformare. Dumnezeu dorește să ne desăvârșească, nimic mai puțin, nimic altceva. Și într-un astfel de moment, oamenii se întreabă, bun, dar de ce? De ce să ne transforme? De ce, dacă ne iubește? De ce nu ne lasă să trăim după cum vrem și după cum simțim? De ce atâtea liste în Scriptură cu aia să nu faci, aia să nu faci, aia să faci? De ce atâta preocupare cu transformarea noastră? Dacă ne-ar iubi, ar trebui să ne lasă să fim noi înșine, să facem ce ne place. De ce nu ne lasă să trăim după cum vrem și după cum simțim? De ce ne introduce în procesul acesta de transformare? Din două motive. Este absolut necesar să ne treacă și prin transformare din două motive. Unu, pentru că El este așa cum ne cere nouă să fim. Și asta este foarte important și putem să înțelegem lucrul acesta. Nici unul dintre noi nu-și dorește în preajma Lui niște ființe umane, niște oameni. Nici unul nu ne construim cercul de prieteni cu care petrecem viața. Nu ne dorim oameni care ne mint, ne înșală, ne bârfesc, se înfurie, sunt lacomi, sunt egoiști. Nu ne dorim așa ceva în jurul nostru. Nimeni nu-și face cercul de prieteni cu astfel de oameni. Ei bine, noi vom petrece veșnicia în prezența lui Dumnezeu, o ființă sfântă, și El vrea în cercul Lui de prieteni astfel de oameni transformați. Așa că Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, ne răscumpără și vrea să ne transforme ca să facem față prezenței Lui. Și al doilea motiv pentru care nu ne lasă netransformați este acesta. Dacă Dumnezeu ar înțelege iubirea ca fiind faceți ce vreți și ce simțiți, dacă asta ar însemna iubire, dacă ne-ar lăsa să facem ce vrem și ce dorim pentru că El ne iubește, noi ce vrem și ce dorim? Noi, dacă am fi lăsați în pace, netransformați, noi ne-am răni și distruge unii pe alții. Dacă Dumnezeu m-ar iubi permițându-mi să fac ce vreau eu, i-ar urâ pe ceilalți de lângă mine. Pentru că permițându-mi să-mi dau drumul pornirilor,
să fac ce vreau, de obicei ceea ce vreau să fac este să nedreptățesc, să rănesc, să fac rău, să calc în picioare, să obțin, să-mi caut interesele. Dumnezeu trebuie să ne transforme, pentru că lăsându-ne netransformați, nu facem față prezenței Lui. Nu vrea oameni netransformați în preajmă. Și doi, dacă ne lăsa netransformați, dacă ne lăsa să facem ce vrem noi, ne-am răni pe noi înșine și unii pe alții. Pe unii iar iubi că îi lasă să fac ce vor și pe alții iar urâ pentru că îi lasă pe ceilalți să le facă rău. Înțelegeți? Este absolut obligatoriu. Lucrarea Domnului Iisus Hristos este atât de răscumpărare, să rezolve problema păcatului, cât și de transformare. Și atunci, seria Păcate Respectabile, să ne fie foarte clar, este despre mine, nu despre El. Seria Păcate Respectabile nu are scopul de a ne oferi niște unelte prin care să etichetăm pe ceilalți, ci să ne ofere niște unelte prin care să ne etichetăm pe noi, să ne descoperim pe noi. Metaforic vorbind, seria Păcate Respectabile este o oglindă, nu un reflector. Prin tot ceea ce vom vorbi în următoarele săptămâni, vom pune niște oglinzi în fața noastră ca să ne vedem pe noi, nu pe cel de lângă noi. Judecata, atitudinea de judecată, păcatul atitudinii de judecată este un păcat respectabil pentru că este foarte subtil. Este respectabil pentru că poate fi practicat sub masca zelului pentru binele comunității, zelul pentru adevăr, pentru corectitudine, pentru funcționalitate. Foarte ușor putem să îmbrăcăm o atitudine de judecată cu niște haine plăcute la vedere. Așa că vom porni la drum să înțelegem acest lucru, să punem oglinda și să ne vedem pe noi înșine. O primă descoperire tulburătoare pentru mine a fost faptul că omul religios judecă mai mult decât vameșul și păcătosul. Nu știu dacă v-ați gândit la asta. Omul religios are tendința să judece mai mult decât vameșul și păcătosul. Pentru că de obicei vameșul și păcătosul își vede propria stare și nu îndrăznește să arate cu degetul pe altul. Pe când omul religios are pretenția cunoștinței. Omul religios este ispitit să se considere mai bun decât celălalt. Și spiritul de judecată te lasă cu măgulitoarea idee că ești o ființă superioară. Și este evident că și în cercurile noastre evanghelice există opinii referitoare la orice subiect, de la teologie până la stil de viață. Nu doar că există opinii multiple, ci considerăm prea mulți dintre noi că opinia mea este cea corectă. Și necazul începe în noi când punem semnul egal între opinie și adevăr. Așa că, în demersul nostru de astăzi, o să avem două secțiuni mari. O secțiune de explicații și o secțiune mare de aplicații. Pentru că, până la urmă, ce ne dorim? Să ne vedem pe noi înșine. Să ne putem cântări, judeca pe noi înșine. Explicațiile. Coordonatele biblice ale judecății se învârt, se întind între aceste două coordonate. Avem pe Domnul Iisus Hristos în Matei 7 spunând ceva și îl avem pe Domnul Iisus Hristos în Ioan 7 spunând aparent altceva. Nu judecați ca să nu fiți judecați, zice Domnul Iisus, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Iar în Ioan 7, Iisus are alte cuvinte. Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Într-un loc spune nu judecați, în alt loc spune judecați. Ce se însemne? Cum să înțelegem lucrurile acestea? Somația numărul 1 din Matei 7.
nu judecați ca să nu fiți judecați, nu înseamnă că nu am dreptul de a examina practicile, teologia, stilul de viață sau conduita cuiva. Să fim sinceri, noi tot timpul judecăm, noi tot timpul examinăm, tot timpul analizăm ceva. Și suntem obligați să o facem, este parte din natura noastră. Acel nu judeca ca să nu fi judecat, nu are a face cu interdicția de a examina, de a gândi, de a cântări ceva anume. De unde știm că nu are de a face cu interdicția aceasta? Din contextul expresiei, citiți mai jos în versetul 6 din Matei 7, unde ni se spune să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor. Sigur, este o vorbire figurativă. Cine sunt câinii, cine sunt porcii? Automatul trebuie să faci o analiză, o judecată. Deja pui lucrurile pe niște categorii. Să nu dați lucrurile sfinte și mărgăritarele stabilește un principiu de judecare. Eu trebuie să judec, să vedem cui le dau și cui nu le dau. Principiul este nu aplica principiile de judecată ale împărăției față de cei din afara ei. Se întorc împotriva ta și te mușcă. Implică judecată, un soi de judecată. Apoi, citim mai jos în Matei 7, versetele 15 și 16, Iisus ne îndeamnă la păzirea noastră, să ne păzim de prorocii mincinoși. Păi cum știi care sunt prorocii mincinoși? Care aduc învățături false? Cum am putea să știm cine sunt dacă nu i-am examina, dacă nu i-am judeca? Apoi, Pavel în 1 Corinteni 5 cu 12 vorbește în contextul problemei ce are de rezolvat cu curvarul din Corint. Pavel spune că de ce să-i judec eu pe cei de afară? N-ar trebui să-i judecați pe cei dinăuntru? Deci se poate judeca. Cum? O să vedem imediat. 1 Corinteni 6, Pavel vorbește în versetul 2, vorbește despre litigiile dintre frați și spune așa: dacă lumea va fi judecată prin voi, sunteți voi, biserica, voi nevrednici să judecați cazuri foarte neînsemnate? Deci, se presupune, este o așteptare în a judeca cazuri însemnate sau neînsemnate. Și am putea continua cu exemplele. Disciplina bisericească din Matei 18, pe care o cere Iisus, o poruncește Iisus. N-ai cum să aplici disciplina bisericească fără judecată și fără o sentință. Și atunci, somația 1, nu judecați ca să nu fiți judecați, nu are a face cu examinarea lucrurilor sau persoanelor sau întâmplărilor sau învățăturilor din jurul tău. Somația a doua din Ioan 7, nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Ce face? Încurajează judecarea, dar îi impune un perimetru moral și teologic, aliniat valorului lui Dumnezeu, așa cum sunt ele creionate în Sfânta Scriptură. Și atunci, ne dăm seama că trebuie să definim termenii foarte corect ca să înțelegem când judecata e rea și când judecata e bună. Judecarea, analiza, examinarea, cântărirea sunt așteptate de la noi, dar nu oricum. Și atunci înseamnă că va trebui să învățăm să definim termenii ca să ne putem autoexamina, să ne putem uita în oglindă și să ne cunoaștem. Și atunci, creonarea corectă a termenilor ușurează învățătura, asimilarea învățăturii. Judecata rea, am putea o defini în felul următor: tendința sau faptul de a critica cu orice preț, da? Cu orice preț. De a arăta sau evidenția cu răutate sau cu exagerare laturile slabe, negative ale unei persoane. Judecata rea înseamnă a comenta în chip răutăcios, născocind lipsuri sau greșeli. Judecata bună, și am putea folosi alte sinonime, cum ar fi discernământul sau analiză, examinare și altele, judecata bună este capacitatea, facultatea de a judeca limpede, cu pătrundere și cu precizie, de a aprecia lucrurile la justa lor valoare. În concluzia explicațiilor, nu judecați ca să nu fiți judecați, nu ne retrage dreptul de a examina ideile, faptele și oamenii, nu ne retrage dreptul de a distinge între adevăr și fals,
Cine interzice cântărirea lipsurilor sau greșelilor unor persoane în chip răutăcios, născocindu-le sau exagerându-le, mai ales pe fondul neacoperirii morale a celui ce judecă. Observați, toată această temă este despre mine. Nu este despre, hai să vedem cât de mult spirit de judecată are cel de lângă mine. Pentru că nu judecați ca să nu fii judecat se referă la motivația cu care judeci. Căci cu ce judecată, căci cu ce fel de judecată judecați, veți fi judecați. Cine îți poate cunoaște motivația decât tu și Dumnezeu? Aș dovedi foarte multă neînțelepciune să vin și să judec motivația cuiva când eu n-am datele. De unde știu eu cu ce motivație o face? Observați, totul e despre mine, nu despre el. Nu judecați ca să nu fi judecați, se referă la motivația cu care judecăm și se referă la modul în care o facem. Spune textul, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Și o să vedem ce înseamnă aceasta în curând. Acestea sunt explicațiile. Judecata este așteptată, analiza, examinarea. Există o judecată bună pe care Dumnezeu așteaptă de la noi. E bine, și o judecată rea pe care trebuie să o scoatem din noi. Aplicații. Haideți să intrăm într-o secțiune de aplicații și să vedem cum se aplică lucrurile acestea, cum ne oglindim noi mai mult sau mai puțin în aplicații, în cele câteva aplicații pe care le vom aborda. O să fie două categorii de aplicații. Aplicații în spațiul spiritual și aplicații în spațiul personal. Spiritul critic în spațiul spiritual. Avem câteva variante înaintea noastră și le vom lua pe rând. Spiritul critic în domeniul doctrinei sau al crezului. Este un domeniu cât se poate de important pe care trebuie să-l judecăm, să-l gândim, să-l abordăm. Auzim prea des în vremurile acestea vorbe de felul acesta. Nu contează așa de mult ceea ce crezi, cât ceea ce trăiești. Are o aparență de înțelepciune, dar de fapt e o afirmație goală pe dinăuntru. Este imposibil să trăiești altfel decât crezi? Este imposibil! Contează ceea ce crezi, pentru că asta va determina cum vei trăi. Nu avem cum, de exemplu, să fim mântuiți fără convingeri corecte. Noi suntem mântuiți oricum. Suntem mântuiți într-un singur cadru foarte clar stabilit. Crezând altfel, ai pierdut. N-avem cum să fim mântuiți fără convingeri corecte și nici nu ne putem ordona viața fără ele. Doctrina separă? Da, e adevărat. Dar și unește oamenii în jurul unui adevăr comun. Spiritul critic în domeniul doctrinei, a crezului, este cât se poate de important. Cel puțin în chestiunea mântuirii este mult mai bine să fim divizați de adevăr decât uniți de eroare. Tozer spunea, inima omului care nu se ocupă de cultivarea adevărului și de smulgerea erorilor va deveni în scurt timp o sălbăticie teologică. Și adevărat, avem obligația să cântărim, să examinăm ideile, învățăturile, avem obligația. Rămâne întrebarea cum o facem, cu ce fel de motivație și cu ce măsură. Și o să vedem imediat un cadru în care putem aplica o astfel de judecată. Dacă intrăm în domeniul practicii, a vieții practice de credință, sunt câteva domenii, am ales doar câteva domenii care sunt mai obișnuite, în care ispita de a judeca este foarte prezentă. Și din nou, este o oglindă, nu un reflector. Posibilitățile materiale. Mai auzim câteodată pe unii spunând Iisus n-ar conduce niciodată o mașină opulentă. Puneți voi ce marcă doriți acolo. Iisus n-ar conduce așa ceva dacă ar fi aici pe pământ. Este o atitudine de judecată pentru că face o afirmație dogmatică bazată pe opinie personală. De unde știi tu ce ar conduce Iisus? Și de unde știi tu cu ce motivație o conduce? De unde știi? Iisus n-ar conduce așa ceva, nu clar. În contextul posibilităților materiale, ispita de a judeca este foarte mare. Cei cu posibilități materiale mai mici judecă stilul de viață a celor avuți, ca fiind arogant.
De cealaltă parte, cei cu posibilități materiale mari îi disprețuiesc pe cei care nu au, acuzându-i de invidie. Ispita de a judeca este mare în domeniul posibilităților materiale. În ce privește vestimentația, este un alt domeniu în care se aud judecăți și se emit tot felul de judecăți. Bune sau rele? Trebuie să ne uităm în noi înșine, nu în cel de lângă noi. Auzim în domeniul vestimentației expresii de felul acesta. N-au pic de respect față de Dumnezeu? S-ar fi îmbrăcat la fel dacă s-ar fi dus în audiență la președinte? Ați auzit, nu se poate să nu fi auzit. S-ar fi îmbrăcat la fel? Aparent, un raționament convingător, numai că nu e. Îmbrăcămintea, când te duci să-l întâlnești pe președinte, este o chestiune culturală și contextuală. Dacă aș fi invitat să-l întâlnesc pe președinte aflat în vacanța la Neptun, vă spun sigur că m-aș duce în blugi sau în pantaloni scurți. Te îmbraci în funcție de eveniment când te duci să-l vizitezi, să-l întâlnești pe președinte. Este o chestiune culturală și contextuală. Și în contextul vestimentației, ispita de a judeca este foarte mare. Unii caută, când vin la închinare, eticheta și reverența. Alții caută confortul și familiaritatea. Când pornesc luptele între aceștia, deja e o problemă. Biblia nu stabilește un tipar de îmbrăcăminte, un dress code, nici pentru stradă, nici pentru biserică. Singurul reper biblic pentru vestimentație este decența sau bunul simț. În Deuteronom 23:14, Dumnezeu stabilește acest dress code, dacă vreți. Și spune așa acolo, ascultați-l cu atenție. Tabăra ta, comunitatea ta, da? Tabăra ta să fie sfântă, astfel încât El, Dumnezeu, să nu vadă vreo goliciune în mijlocul tău și să se întoarcă de la tine. Ăsta este principiul biblic. Decența, bunul simț. Dumnezeu vine la întâlnire. Cât de decent sau de indecent te-ai îmbrăcat? Și asta iarăși este o chestiune de motivație interioară. Putem avea preferințe vestimentare, dar să nu facem din ele convingeri doctrinare. La biserică așa se vine. Reverența față de Dumnezeu nu este o chestiune de îmbrăcăminte, ci de inimă. De aceea mă voi feri să judec lipsa de reverență a cuiva bazată doar pe stilul lui de îmbrăcăminte. Muzica de închinare, un alt domeniu care stârnește tensiuni și judecăți. Închinare tradițională, cu pian și orgă, sau contemporană, cu chitare și tobe. Și auzim, cum este posibil să se închine lui Dumnezeu cu aceste instrumente frivole și cu lumini în jurul lor? Cum este posibil? Să nu uităm că introducerea pianului, apoi a viorii și a celorlalte instrumente cu coarde în închinarea din biserică a fost întâmpinată cu aceeași respingere. Toate aceste instrumente au fost numite frivole, lumești, la vremea lor. Și în contextul muzicii de închinare, ispita de a judeca este mare. Apărătorii muzicii tradiționale disprețuiesc pe cei care preferă muzica contemporană ca fiind lumești, iar apărătorii muzicii contemporane îi disprețuiesc pe cei ce preferă muzica tradițională ca fiind înapoiați sau în neconcordanță cu vremurile. Atitudinea de judecată apare atunci când forțezi semnul egal între preferințele tale și adevărul biblic. Putem avea preferințe muzicale, dar să nu le transformăm în convingeri doctrinare pe care să le impunem. Zilele de sărbătoare și codul alimentar, dacă vreți. Nu e o poveste nouă, deși este la modă și astăzi. În Roma lui Pavel, Pavel scrie romanilor despre judecata în ce privește în domeniul zilelor de sărbătoare și a codului alimentar. Generau încă de pe atunci o atitudine de judecată. Ce le zice Pavel?
În ce privește zilele sfinte, spune, unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. În ce privește codul alimentar, vegetarianismul, în contrast cu ceea ce mănâncă orice li se pune înainte. Cei ce mâncau doar verdețuri, judecau pe cei ce mâncau carne, în timp ce cei ce mâncau carne, îi disprețiau pe cei ce mâncau doar verdețuri. Vegetarienii se vedeau mai presus din punct de vedere spiritual, pentru că e o viață mai ascetică și mai... Pe când cei din tabăra mâncătorilor de carne se credeau mai superiori din punct de vedere al cunoașterii. Ce vreau să subliniez cu toate, cu oricare din aceste exemple, este că, indiferent de ce parte ne-am afla, este ușor să judecăm pe cei cu opinii diferite, ascunzându-ne spiritul de judecată sub haina doctrinei creștine sau a dorinței de sfințenie. Și aici trebuie să ne uităm la noi, nu la cel de lângă noi. Bun, și cum, și unde și cum tragem linia? Am să vă ofer un sistem, un cadru de lucru, care ne poate fi de mare folos când suntem tentați să punem semnul egal între doctrină și adevăr și opinii personale. Unde sau cum tragem linia? Există trei tipuri de convingeri la care vreau să ne oprim puțin. Convingeri de rang 1, de clasa 1. Să le numim adevăruri esențiale. Aceste adevăruri esențiale ne plasează în credințe diferite. Acestea sunt câteva adevăruri de la care nu putem face rabat, sunt nenegociabile. Adevărurile esențiale țin de divinitatea lui Iisus, de ispășirea păcatelor prin moartea lui Hristos, de justificarea prin credință, autoritatea Scripturilor, Trinitatea. Sunt câteva adevăruri esențiale pe care dacă le respingi, sau pe una din ele dacă o respingi, tu nu mai te încadrezi în credința creștină. Sunt lucrurile acelea de esență, adevărurile esențiale, convingeri de clasa 1, de rangul 1. Acestea sunt nenegociabile. Și acestea te plasează într-o credință sau în altă credință. Dar apoi vin convingeri de rangul 2, de clasa 2, să le numim încredințări personale. Acestea ne plasează în confesiuni diferite. Problematica lucrării Duhului Sfânt, a liberului arbitru și a predestinării, a cesaționismului sau continuaționismului, a botezului, a rolului bărbatului și a femeii. Acestea sunt încredințări personale. De ambele părți găsește argumente, fiecare susține partea. Sunt încredințări personale, un mod de a înțelege Sfânta Scriptură. Acestea ne plasează în confesiuni diferite. Și apoi avem convingeri de rangul al treilea, de clasa a treia, să le numim preferințe personale. Acestea ne plasează în biserici locale diferite. Stil de închinare, mod de organizare, formatul serviciului, acestea țin de preferințe. Convingerile de grad 1 ne arată ce fel de credință avem. Convingerile de rangul 2 ne arată ce încredințări avem. Acestea pot diferi de la o persoană la alta, uneori chiar în cadrul unei sau aceleași confesiuni. Iar în ce privește preferințele personale, acestea iarăși diferă de la om la om. Sigur că, în general, o biserică locală își prezintă niște preferințe și cei care se aseamănă vin în comunitatea respectivă. Deci, adevăruri esențiale, credințe diferite. Încredințările personale ne plasează în confesiuni, de regulă în confesiuni diferite. Preferințele personale ne plasează, de regulă, în biserici locale diferite. Când învățăm să ni le examinăm acestea, spiritul de judecată, lupta judecății, se poate atenua și chiar dispărea. În astfel de lupte de judecată, Pavel, în Roman 14, are un sfat foarte simplu și clar. El aici vorbește despre încredințări și preferințe. Nu face rabat de la adevăruri, dar în ce privește încredințările și preferințele, Pavel are un răspuns cât se poate de clar. Și acesta este: încetați să vă judecați unii pe alții, indiferent ce poziție ați avea. Culmea, nu încearcă să schimbe convingerile nimănui, deși sunt convins că avea o convingere proprie, nu încearcă să schimbe convingerile nimănui, ci le-a spus fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui.
O asemenea abordare te poate face să te simți inconfortabil, pentru că nu-ți place ambiguitatea în materie de practici creștine. Am vrea toate lucrurile să fie alb și negru. Așa e corect. Nu e așa. Nu ne place ambiguitatea în materie de practici creștine. Ne este cumva dificil să acceptăm că părerea cuiva poate diferi de a noastră și totuși amândoi să fim primiți de Dumnezeu. Ne-e greu să acceptăm asta. Natura noastră umană, instinctul de a avea dreptate, aroganța aia lăuntrică că suntem cineva. Ne împiedică să înțelegem faptul că deși părerile pot diferi, Dumnezeu ne poate primi pe amândoi. Și răspunsul acesta este dezvoltat de Pavel în următorul adevăr. Nu vă arogați rolul lui Dumnezeu în relația cu cei din comunitate. Dumnezeu este judecătorul, nu voi. Pavel spune, cine ești tu care judeci pe robul altuia, dacă stă în picioare sau cade? Este treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, căci Domnul are puterea să-l întărească ca să stea. Seriozitatea păcatului judecății constă în faptul că judecându-ți fratele, îți asumi rolul lui Dumnezeu. Am văzut câteva aplicații în spațiul spiritual. Aș vrea să vedem câteva aplicații în spațiul personal. Atitudinea de judecată se manifestă și în domeniul personal, a stilului de viață, de raportare la cei apropiați. Unul este prea afectuos cu ceilalți și în mintea noastră este, are intenții rele, precis, ceva nu-i curat la mijloc. Altul e prea jucăuș, râde prea mult. Eu cred că e foarte superficial. Altul este prea îngăduitor. Nu, un pic de disciplină, nu realizează nimic. Altul e prea sobru. Nu-ți vine să petreci cu el. Unii dintre noi căutăm și găsim defecte în oricine și în orice. Și undeva este o tendință naturală, pentru că nu-i așa? Greșelile altora sunt ca farurile unei mașini care se apropie din sens invers. Par mult mai strălucitoare ca farurile tale. Așa și greșelile altora. Și indiferent de subiectul unei conversații, ajungem să evidențiem cu răutate și exagerare laturile negative ale subiectului sau chiar să ne scocim defecte. De dragul a ce? De dragul nostru. Pentru că a critica pe alții este cel mai necinstit mod de a ne lăuda pe noi înșine. Exact așa este. Când tu vii cu răutate, cu exagerare, cu plăcere, să scoți în evidență greșelile, minusurile, fisurile din viața cuiva, tu de fapt transmiți adevărul că tu nu ești așa. Asta e ceea ce transmiți indirect. Cel cu spirit critic este fie o persoană cu memorie slabă, care nu-și amintește niciodată lucrurile bune, fie o persoană cu memorie foarte bună, care întotdeauna își amintește cu lux de amănunte lucrurile rele. Ori. Și acum câteva aplicații, dacă vreți, în domeniul, hai să zicem, a creșterii copiilor, dar se aplică la oricine. În domeniul creșterii copiilor, pentru că pare că suntem în țara bebelușilor, aici la Via. Avem 1 milion de bebeluși. Doamne ajută, dă-ne cât mai mulți. Spiritul critic îți chircește copiii. Critica exagerată făcută pentru binele lui poate descuraja și demoraliza. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Și atunci, bun, să-i critic nu-i bine, dar să-i laudi bine? Da? Dacă laudele sunt înțelepte. Iată un sistem de a aprecia, de a ne aprecia copiii și unii pe alții. Se aplică și în afara domeniului creșterii copiilor. Iată un sistem de apreciere, de laudă sănătoasă. Aprecierile trebuie făcute pentru reușitele morale și spirituale, nu pentru performanțele intelectuale sau aspectul fizic. Până la urmă, acestea sunt primite de sus, nu sunt merite proprii.
performanțele tale intelectuale îți sunt dat din afara ta. Aprecierile trebuie făcute pentru reușitele morale și spirituale. Oricum, să ne fie foarte clar, copiii noștri nu sunt cei mai deștepți din lume, deși încercăm să le spunem asta. Nu sunt. Și nu are rost să-i derutăm cum că ar fi. Și nu sunt nici cei mai frumoși din lume. Întotdeauna sunt și mai frumoși. Și nu are rost să-i derutăm crezând că ei sunt. Aprecierile trebuie făcute pentru reușitele morale și spirituale, pentru perseverență, hărnicie, seriozitate și așa mai departe. Uitați-vă la laudele lui Pavel din întregul Nou Testament, din cărțile lui. Nici una n-are de-a face cu cât de inteligent e cineva sau cât de frumos e cineva. Toate au de-a face cu reușite morale și spirituale. Apoi aprecierile trebuie făcute vis-a-vis de un standard, nu de o persoană. Altfel vor stârni competiție și resentimente față de persoana cu care este comparat. Ia gândiți-vă, de ce după atâta mari de ani de viață îmi mai mi-aduc aminte de Mirela, care locuia în Meseș numărul 4, apartamentul 2. De ce mi-aduc aminte de ea? Pentru că era persoana cu care eram comparat. Pentru că mereu, am luat o notă mai bună la geografie ca tine. Uite-te ce bine se înțelege cu profesorul Cotare. Uite. Aprecierile trebuie făcute vis-a-vis de un standard, nu de o persoană. Pentru că vei crea resentimente față de persoana cu care ești comparat. Aprecierile trebuie să fie justificate și echilibrate, adică să fie acoperite de realitate. Să nu apreciem pe gratis, să apreciem ceea ce e real, ceea ce ai observat, e dovedibil. Atât față de copiii noștri, cât și față de aproapele nostru. Apreciile trebuie să... Nu trebuie să suprime mustrările. Lucru iarăși foarte important. Pentru că aprecierile au un impact mult mai mare într-o atmosferă în care și mustrările sunt prezente. Pentru că atunci când o persoană știe că a fost și mustrată de tine, când vii cu apreciere, aprecierea aia are mult mai mare forță. Și este mult mai autentică. Impactul este mult mai mare. Și Scriptura știe asta. În Efeseni 6:4 spune: părinților, nu vă provocați copiii la mânie, ci creșteți în disciplina sau în mustrarea și învățătura Domnului. Iată un domeniu în care judecata noastră trebuie făcută cu foarte mare atenție. Vegherea reciprocă. Ni se spune în Evrei 10:24 să veghem unii asupra altora. Și în spatele acestui gând, în spatele acestui îndemn, iarăși judecata își poate da drumul. O, trebuie să veghem asupra celui de lângă noi. Noi ia să vedem. Ia să vedem cum veghez asupra lui. Să fim foarte atenți. Evrei 10:24, întreg versetul spune așa: să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Deci cum trebuie înțeleasă vegherea și cum trebuie aplicat îndemnul la veghere? În orice caz, nu ca o muncă de detectiv spiritual în care trebuie să descoperi ceva, l-ai prins cu ceva. Nu asta înseamnă vegherea în îndemnul lui Pavel. Vegherea reciprocă are scopul de a-l îndemna pe celălalt la dragoste și la fapte bune, nu la scormonirea și publicarea păcatelor. Și atunci, iată un exemplu practic de veghere sănătoasă. Iată câteva modalități pozitive de veghere. 1. Stabiliți-vă câteva ținte concrete și eventual o perioadă determinată de timp pentru care ți le propui. Nu vă stabiliți multe ținte? Mai bine una sau două însoțite de măsuri concrete pe care să le atingi. Eu știu, poți să spui: voi citi Biblia în fiecare zi, ora, locul, voi participa la toate zilele de post lunare, pun deoparte pentru lucrare atâtea ore pe săptămână pentru biserică, dăruiesc atâta la sută pentru biserică, mă las de, îmi pun deoparte timp pentru... Îți stabilește ținte, una sau două, nu multe, pentru o perioadă de timp. Asta înseamnă vegherea, nu scormonerea păcatelor. Împărtășește aceste ținte cu grupul tău de ucenicie sau cu cineva de încredere.
Împărtășește-le, spune-le să știe. Și trei, permite aceluia, grupului sau persoanei să te țină responsabil de alegerile făcute. Acesta este sensul vegherii reciproce, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Care sunt țintele tale în următoarea perioadă de timp? Ok, hai să vedem cum te pot ajuta. Și mai este încă un ascunziș al judecății nesănătoase. Conceptul de străjer. Citim Biblia și citim în Ezechiel 3 și 33, mi se spune că atunci când vezi un păcat, trebuie să mergi să confrunți omul. Când vine vorba de alunecare sau trăire în păcat, este greșit să judecăm persoana? Răspunsul este nu. Este greșit să nu o facem. Suntem responsabili să avertizăm omul cu privire la păcat. Așa spune în Ezechiel capitolul 3. Dacă nu-l vei înștiința că a păcătuit, îi voi cere sângele din mâna ta. Dar să fim atenți la cuvânt. Dacă nu-l vei înștiința. Responsabilitatea străjerului este de a înștiința, nu de a omorâ inamicul. Responsabilitatea străjerului este de a suna alarma, nu de a scoate sabia. Așa că să nu ne ascundem în spatele conceptului de străjer spiritual. Și atunci, practic, cum îți poți împlini responsabilitatea aceasta fără să-ți pui în pericol integritatea? Uitați-vă cum textul ne explică în Ezechiel capitolul 3, ne învață. Cum? Uite de cum. Asigură-te că de la Dumnezeu vine îndemnul de a avertiza pe cineva. Așa spune în versetul 17 din capitolul 3 din Ezechiel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura mea, asigură-te că de la Dumnezeu vine îndemnul de a mustra pe cineva, de a-l avertiza, de a-l înștiința. 2. Asigură-te că problema lui este de viață și de moarte, nu de preferințe personale sau încredințări personale. Așa spune textul, când voi zice celui rău, vei muri negreșit. Versetul 18. Deci asigură-te că e o problemă de viață și de moarte, nu de încredințări sau de preferințe personale. Apoi, motivația ta, asigură-te că motivația ta este curată. Nu urmări să plătești polițe. Acum eu pot zice. Sau să avansezi călcând pe umerii lui. Spune textul, versetul 18, partea a doua. Dacă nu-l vei înștiința și nu-i vei spune ca să-l întorci de la calea lui rea și să-i scapi viața. Asta e motivația din spate. Nu are rost să încercăm să ne ascundem în spatele conceptului de străjer. Scriptura este cât se poate de clară. Concluzie. Concluzia din această dimineață este una de autoexaminare. Încheiem cum am început. Seria Păcate Respectabile este o oglindă, nu un reflector. Dacă tot ce am vorbit până aici a apărut un singur gând, da, cu tare așa face, nu e ok. Nu asta este intenția. Și eu fac așa. Cum fac, deci, în concluzie, deosebirea între atitudinea de judecată și discernământ între judecata rea și judecata bună? Uitați-vă cum. Verificați cu toată seriozitatea motivația, căci cu ce fel de judecată judeci, vei fi judecat. Și motivațiile noastre pot fi multiple și astea trebuie să le căutăm. De asta vorbesc despre oglindă, pentru că spiritul acesta de condamnare, de judecată rea, poate izvorâ din răni personale sau spirit de răzbunare. Mi-a făcut ceva, acum l-am prins la colț. Merită judecata mea. Alteori, spiritul de condamnare produce o stare de plăcere personală, să fim sinceri. Așa este. Simțim o plăcere bolnăvicioasă. Și am spus simțim, nu mă exclud aici. Omul simte o plăcere bolnăvicioasă în a auzi vești rele, în a dezvălui lucruri rele despre alții. De ce? Ne produce plăcere. Cred că are de-a face cu mândria, cu aroganța din noi, cu spiritul de competiție. O altă motivație greșită poate să fie sporirea imaginii de sine. Spiritul de condamnare îți sporește imaginea de sine.
Pentru că evidențierea eșecurilor altuia ne face să ne simțim superior, cum am mai spus. Ne clădim reputația pe ruinele reputației altuia. Îl coborăm pe unul ca să ne ridicăm noi. Care e motivația cu care cântărești pe cel de lângă tine? Spiritul de condamnare mai poate avea încă o motivație foarte subtilă, și anume dorința de a abate atenția. Adică să abat atenția de la comportamentul tău defectuos și rău. Un fel de hoțul care strigă, hoțul! Vii și scoți în evidență minusurile altuia, ca să nu se uite la tine, ci să se uite toți într-acolo, să abați atenția. Verifică-ți cu toată seriozitatea motivația când judeci. Verifică-ți-o foarte bine. Doi, verifică-ți cu toată seriozitatea modul, cu ce măsură judecați, spune Iisus. Adică ce înseamnă măsură? Adică nu fi nici superficial într-o analiză, într-o examinare, nu fi nici grabnic, repezit, nu fi nici nemilos. Nu fi nemilos la judecare. De cele mai multe ori nu cunoști toate datele și nu-i știi inima. Nu fi nemilos. Și aici Iacov ne aduce aminte, judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Dar mila biruiește judecata. Verifică-ți cu toată seriozitatea modul, măsura cu care judeci. Nu fi nici superficial, nici repezit, nici nemilos. Pentru că cu ce măsură, ce mod judeci, vei fi judecat. Dacă condamni fără să privești la tine mai întâi, atenție, alții te vor condamna fără să se cerceteze mai întâi și vai ce te doare. Dacă îți formezi părerea pe o bază superficială a aparențelor, nu pe fapte concrete, atenție, și alții își vor forma părerea la un moment dat despre tine pe baza unor impresii, nu pe fapte, și vai ce te va durea. Dacă iscodești mereu căutând pricini de judecată, atenție, vei fi iscodit mereu căutându-ți se pricini de judecată. Dacă faci fisurile publice, dacă clevetești atrăgându-i pe alții în judecată, vei fi bârfit și fisurile din viața ta vor fi făcute publice. Pentru că cu ce măsură măsurați, vi se va măsura și o vom simți pe pielea noastră. Și dacă aduce vindecare, măcar atunci te poți vindeca. Dacă umilești persoana judecând-o, atenție, te vei trezi că și alții te vor umili pe tine. Cum faci deosebirea între judecata rea și bună? Verifică-ți motivația, verifică-ți cu seriozitate modalitatea, modul, măsura, și verifică-ți propria stare. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Când cauți în adins fisurile altora, tu de fapt scoți la iveală crevasele din viața ta. Și Iisus continuă versetul acesta din Matei 7 spunând, fățarnicule, scoate întâi bârna și apoi vedea desloși să scoți și paiul. Verifică-ți cu toată seriozitatea propria stare. Dacă și tu ești acuzat în același domeniu, mai bine pune-te pe genunchi și rezolvă-ți problema. Poate un adevăr care strânge totul la oaltă. Tot ce am vorbit până acum ar fi acesta. Doar cel cu inima doritoare să ajute are dreptul să critique. Și dacă vreți un element foarte practic pentru autoexaminare, cercetați-vă să ne cercetăm în felul următor. Dacă îți vine greu, îți vine groaznic de greu și este dureros să-ți judeci prietenul, să-ți confrunți prietenul, să trească să... Dacă îți vine greu și ți este dureros să-ți judeci prietenul, fă-o. Dar dacă găsești chiar și o mică plăcere în a o face, chiar și o mică satisfacție în a o face, atunci este semnul că trebuie să-ți ții gura. Subiectul este delicat, sunt păcate rafinate. Le-am îmbrăcat sub tot soiul de haine.
arătoase. Judecata este ca mersul pe funie. Este o problemă de echilibristică spirituală. Și după tot demersul nostru de astăzi, să nu crezi că ai scăpat de spiritul de judecată. N-ai scăpat, n-am scăpat. Voi fi luat pe sus de el. Mă voi trezi judecând pe alții. Dar cel puțin am oportunitatea de a-l dezbrăca de hainele lui respectabile. De a-l dezavoa, de a-mi rezolva căderea. Nu înseamnă că nu voi mai judeca de aici înainte, dar am șansa să mă corectez, să mă dezbrac de spiritul de judecată. Dar și după tot demersul nostru de astăzi, nici să nu-ți creezi iluzia că vei scăpa de judecata altora. Nu vei scăpa. Alții vor continua să te judece. Dar nu fi înfricoșat de judecata sau de critica lor. Lucrurile mărețe întotdeauna costă. Singura soluție să scapi de judecata altora ar fi să faci nimic, să zici nimic și să fii nimic. Și asta ar fi inacceptabil.